Bună dimineața, dragii mei, și la mulți ani! E prima emisiune din 2024 și mă bucur nespus să ne revedem aici la Dale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Eu pot așa, să vă spun un sincer la mulți ani și să vă doresc din toată inima, dragii mei, cei care sunteți alături de noi de la prima oră sau cei care veți veni mai târziu pe, alături de noi pe parcursul emisiunii sau cei care vă veți uita pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, în curs, Instagram, în cursul zilei de astăzi sau mâine sau poimine, pentru că ceea ce noi astăzi facem va rămâne pentru totdeauna, credem, sperăm, în arhivele internetului. Dragii mei, am pășit în noul an. Sunt tare curioasă, sunt povestiți cum ați pășit în 2024 și pentru că e prima emisiune, vă invit să veniți alături de noi pe rețelele de socializare, să ne trimiteți mesaje, să ne scrieți și să ne povestiți cum ați trecut în 2024. Aș vrea să-mi povestiți ce vă doriți de la 2024, cum vedeți fiecare dintre dumneavoastră pe acest an altfel, pentru că va fi altfel, nu vreau să-i spun nici greu, nici ciudat, nici, pentru că nu vreau să mai creăm acea karmă ciudată. Și vreau să credem că 2024 va fi un an doar altfel, va fi cu o încărcătură politică deosebită, va intra în istoria României, cred. Despre toate astea vom vorbi, dragii mei, în emisiunile care urmează, pentru că 2024 va fi un an electoral. Dar până acolo, că n-a început campania, zicem noi jurnaliștii, în schimb politicienii probabil sunt în campanie încă din 2023, mulți dintre ei, și o să povestim despre asta chiar și astăzi. Alături de mine în platou nu putea să fie nimeni alta decât Nicol Ebner. Bună dimineața, Nicol, și mulțumesc! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii mei, dragii noștri! Chiar mi era dor. I-am mulțumit Ioanei că de obicei începe cu mine, știi, după câte o pauză. Și da, chiar mă bucur că suntem aici amândouă în această dimineață. La mulți ani tuturor! La mulți ani și Ioanei, chiar dacă ieri a fost Sfântul Ion. Mulțumesc, dar mulțumesc. Este Ioana, așa. Și mă gândesc și deja îmi plouă în gură când a zis că astăzi aduce la redacție niște sărmăluțe. Da. Avem și martori. Petronela, colega noastră și soțul ei. A făcut proba, le-a făcut proba de ieri. Și Cristina, și Cristina Creț. Ok, deci n-am terminat bine cu sarmalele de Crăciun, iacătă, dar sunt binevenite tot timpul, oricând, pentru că nu sărmăluța românească face parte din top 10, să zic, n-am știut. Da, printre cele mai apreciate mâncăruri chiar la nivel mondial. Așa că, nu vezi, și fotbaliștii îi întreabă reporterii pe fotbaliști, pe sportivi, pe cei străini, știi, ce le place în România și toți sunt sarmale. Sarmale. Și mai mănâncă și mămăligă, dar sarmale în general, știi? Deci este... Eu iubesc sarmalele, cei care mă cunosc știu asta, le și gătesc cu plăcere, dar le și mănânc cu plăcere. Lasă-mă că și anul trecut de Sfântul Ion, iar ai făcut niște sarmale de asta mânțu. În codiță și wow. Avem și primul comentariu. Vreau să-l salutăm pe Cătălin Bălan. Bună dimineața, un an fericit, cu sănătate și plin de realizări. O salutăm și pe Dana, o salutăm și pe doamna Adriana Furcă, e deja alături de noi pe live. O salutăm și pe tanti Maria Hinț, care deja ne-a scris la poza pe care noi am postat-o pentru a vă anunța că în curând vom fi în direct.
am făcut un pic lucrurile diferit. Ieri m-am gândit să fac o postare prin care să anunț că astăzi vom reveni la emisiune, dar am fost curioasă să văd câți dintre telespectatorii noștri așteaptă emisiunea fără... Tu pui la încercare loialitatea fanilor tăi. Da. După câte uite, doamna Adriana Furcă ne scrie la mulți ani, un an nou fericit tuturor, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, nu-mi doresc decât sănătate, o salut și pe doamna Nicol, vă pup cu mult drag, Doamne ajută, un an îmbelșugat și mulțumesc, plin de realizări. Să dea Dumnezeu, un mesaj foarte frumos a pus doamna Adriana și la poza postată de noi și de mine și ne-a scris că ne urează succes la emisiune. Apropo de ce spuneai tu, că anul 2024 va fi un an altfel. Altfel. Măi, fiecare an, fiecare zi, fiecare clipă din viața noastră este așa cum ne-o facem noi. Discutabil. Este așa cum ne-o facem noi. Dacă noi zicem că este greu, este greu. Dacă zicem că ne ajută Universul, ne ajută cel de sus și depășim momentele, le depășim. Deci, anul iese cum ți-l faci. Acum, apropo de chestia asta, noi talpațării, noi ăștia de jos, trecem mai ușor peste, peste hopuri, da? Mai greu pentru politicieni, pentru ei va fi într-adevăr un an foarte dificil. Asta pot să o spun fără niciun fel de opreliște, va fi un an dificil. Pentru că lupta pentru putere este foarte grea și foarte dificilă. Și pentru că politica, nu numai în România, după cum vezi, că acum avem acces la informații și din exterior, știi, și nici la ei nu e mai altfel, pentru că politica, vorba lui Țuțea, nu? Este o mare curvă. Acum CNA, dar ăsta este adevărul. Asta este definiția. Este o fată de stradă. Da. Hai să fim drăguțe la prima emisiune. Nu este o fată de stradă. Politica, ca să faci politică, trebuie să fii uns cu toate alifiile, știi? Nu știu dacă politicienii noștri din România, înțeleg, eu rămân totuși la părerea mea, n-au reușit să mi-o schimbe. România nu are clasă politică, e foarte rarefiată clasa politică. Nu toți cei care îmbracă costumul la din Parlament și vesta englezească. Da, da, sau, ți-am zis că toți vesta care ajung acolo se miticesc, mă refer la cei din provincie, parlamentari, miniștri și așa mai departe. Acum, într-adevăr, nu toți s-au dus rupți în coate, dar majoritatea au plecat de la țară, adică din provincie, da? Și când au ajuns acolo, imediat, cum poți să demonstrezi că ești parlamentar? Costum din stofă englezească. Haina face pe om, este adevărat, dar caracterul în niciun caz. Nu vreau să fiu răutăcioasă, noi am mai spus-o și am mai discutat cu Nicol acest segment al vieții noastre de zi cu zi, de la vestele acelea de fâș în culorile partidului pe care îl reprezintă și din pelerinele de ploaie și pelerinele de ploaie, ajung la Parlament. Nu asta contează că eu nu cred, adică revin la ideea dinainte, eu nu cred în calitatea clasei politice, din păcate, și nu au reușit să mă convingă domnii politicieni că sunt politicieni. În România nu se face politică, zic eu. Sunt foarte puțini oameni care fac politică cu adevărat. Aici e un fel de înțelegere între politica interesului personal, politica interesului de grup și politica partidului, între ghilimele, știi că nu, dacă partidul dictează, ci că așa trebuie să faci. Și în viața personală e la fel, draga mea. Și aceiași care execută ordinele partidului sunt cei care înfierează
vechea orânduire socialistă, știi? Partidul Comunist Român, PCR, în tot și în toate, știi? Și hai să aruncăm cu pietre. Adică toată lumea a ascultat de ce spunea partidul în urmă cu 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani. Da? Nu era bine. Dar acum, cum este? Nu este la fel? Nu s-au schimbat foarte mult lucrurile, doar atât că nu avem decât, nu mai avem un singur partid la conducere. Asta este foarte bine. Asta este foarte bine că măcar nu mai există acea monotonie la televizor. Avem mult mai multe ore de emisie la televizor față de cum aveam pe acea vreme și păcat că nu, ca o glumă adusă acestei zile de 8 ianuarie 2024, eu aș reintroduce Mihaela, știi, măcar așa în glumă, ca să ne aducem aminte ce însemna sau desenele lui Gopo. Desenele lui Gopo. Tu nu știu, este un deja vu. Pe bune, dacă nu, stau și mă gândesc că acum ajunsesem să facem... S-a ridicat restricția la bunătate, că a trecut Crăciunul. Paralela, da, că am ajuns să facem paralela cu ce era în urmă cu 40-50 de ani. Nu mai spun 34 de ani sau, mă rog, cât a trecut de la, Revoluție. Dar totul era cu economie. Am rămas cu ticuri. De genul... Care astăzi ne ajută. M-am dus... Asta vreau să spun, că eu deja ne-am întors, parcă de unde am plecat. Economie la curent, pentru Dumnezeu, să nu cumva să depășești limita... Așa, pentru că plătești cu nu știu cât mai mult. La gaz, cât mai puține grade în apartament, în locuință, pentru că prețul este foarte mare și plătești prea mult. Și uite-te la luminile care nu mai există pe stradă. Acolo mai, vroiam să ajungem. Mai, până și la luminițele de Crăciun s-a făcut economie. Mai, da, economia, da, în halul ăsta... Deci da, a fost eu economie, sunt, Nicol. Nu a fost, nu știu ce a fost, dar vreau să spun că eu sunt hunedoreancă. Deci, și știu Hunedoara cum era celebru. Un oraș cenușiu. Un oraș, cum să spun... Gri. Că gri. Nu era întunecat, era gri. Era gri, era depresiv, înțelegi? Era o culoare care acum e cu totul altceva. Deva nici măcar gri nu este, Deva este întunecată, este neagră. Nu vine, eu n-am ieșit din casă. Pentru ce să ies? Zim, pentru ce să ies? Nu recunoști oamenii seara pe stradă. Noi trei, Nicol, eu și Rosi, am început lucru, serviciu un pic mai repede. Și am fost toți trei la o conferință de presă. Ne-am întors, am ajuns la redacție, până ne-am povestit, până Nicol a pregătit materialul pentru online, Rosi a montat, s-a întunecat afară. Chiar povesteam și ți-am și arătat când ne-am dus spre casă și povesteam cu Rosi și povestim de când am rămas acasă din 20 decembrie. Foarte mare atenție șoferii. Foarte mare atenție, pentru că dacă oamenii nu sunt îmbrăcați în culori deschise, pietonii, nu-i vezi efectiv. Chiar străzi întregi, și eu și Rosi am făcut filmulețe și probabil că o să povestim despre ele în 2024 la un moment dat și o să le avem, să nu uităm. Străzi întregi au fost luminate doar pe jumătate, adică o parte, și străzi întregi n-au fost luminate deloc. Nu putem să ne facem că nu am văzut în spațiu public, în online. Facebook-ul a vuit în perioada sărbătorilor, în Crăciun, Revelion,
investiția, marea investiție, centru pietonal, marea investiție în luminițele de Crăciun, bradul nu a mers, acele tunele care apăreau atât de frumoase în pozele puse de anumite persoane, eu una n-am reușit să le văd aprinse, dar eu n-am prea ieșit. Dar am văzut că și alți cetățeni au postat că a fost Deva, a fost orașul întunericului anul acesta, din păcate. Care a fost motivul? Eu am înțeles că a fost o defecțiune tehnică, dar probabil vom afla, pentru că de astăzi încep la lucru tehnică. Și da, o defecțiune tehnică. Serios? Nu vreau să emit. Mâine poi bine auzim că a fost sabotaj. Deci mai ce știu ce sigur. Partid din știi, dacă tot începe. Acum nu știm că eu la 12 noaptea n-am ieșit în stradă, eu recunosc, dar nici domnul primar n-a fost în stradă, am înțeles că la 12 noaptea nici măcar nu s-a deranjat să salute cetățenii de vei. Nu știu, că mai candidează? Că nu știu dacă frică. I-a fost frică. I-a fost frică. N-are rost să-l mai sunăm, să-l mai întrebăm, că oricum nu vorbește cu noi. Ce să-i spunem un an nou le tuturor un an nou fericit, un an dar cu mai multă lumină. Să ne sune. Poate ne sună. Nu cred, Nicol. Da, ne trimite se mesaj. Se spune că este 2024, am citit că e un an karmic. Dar ajungem și acolo. Nu vreau să trecem mai departe, vreau să te întreb. Nicola, așa cum știți, e vocea noastră de la știri. Deci, în 2023... toate știrile au trecut prin vocea lui Nicol. Nicol, o știre care ți-o aduce aminte din 2023, trebuie să-ți fi rămas o știre în minte care să-ți rămână. Tu le-ai citit pe toate, păi le-am asta citit, e clar. Una care ți-a rămas în minte în 2023. Care te-a șocat în 2023? Tu, sinceră să fiu, în astea 3 săptămâni de vacanță m-am resetat. M-am resetat. Nu, ce să mă șocheze? M-au șocat, de fapt nu pot să spun că m-a șocat ceva. În bine ceva. Sau în rău, nu neapărat. Nu pot să spun că m-a șocat ceva. Sunt genul de om care, iată, la aproape 30 de ani de presă, doresc mult știri informative care să vină în sprijinul oamenilor. Pentru că, știi, vorba aceea, nu-l ajut pe om dându-i să mănânce, ajută-l să pescuiască sau ajută-l să-l înveți să pescuiască, să-și da, câștige hrana. Să-l înveți, da. Este nevoie de foarte multă informație pentru că lucrurile se derulează într-un ritm infernal și dacă pierzi trenul, foarte greu te descurci. Au fost știri de-a lungul anului la Hunedoara 1 TV care, cum să spun, nu au fost senzaționale. Pentru că n-am vânat niciodată senzaționalul. Nu ne-am propus lucrul ăsta. Am preferat să fim imparțiali. Adică dacă a fost de bine, am dat de bine, dacă a fost de critică, am criticat. Că unii s-au supărat, asta este. Dar suntem întotdeauna că alții se... Da, bineînțeles. Dar asta înseamnă că, măi, când se supără cineva pe tine, dar nu câștigă nu știu ce, știi? N-are... De ce să te apuce, în sensul că să te dea în judecată sau să... Înseamnă că știrea și-a atins scopul. M-am bucurat când am citit știri și când am făcut știri de bine. Susțin investițiile, pentru că ăsta este viitorul. Dacă nu avem investiții, nu sunt locuri de muncă, nu sunt bani. Dar, pe de altă parte, uite, acum mi-am adus aminte, apropo de investiții, de marele scandal de la Simeria. Deci,
ăla pentru mine a fost chiar șocant, știi? Care am mai întâlnit ele? Primari care... Care dintre scandaluri că au fost? Au fost mai multe, toate la grămadă. Toate la grămadă. Toate, da, că am urmărit subiectul. Am mai întâlnit primari care mi se rupiști din ăștia, știi, care ziceau eu sunt tata vostru. Fac ce vreau. Și pe principiu că, știi, cum zic mamele, eu te-am făcut, eu te... Așa? Așa. Așa și primarii, dar ca să sară calul și să, în halul ăsta, să nu dai tu salarii la angajați, că nu muncesc, că știi, deci chestii de genul ăsta. Să te duci să iei biroul din fața angajatului, să-l dai afară și deci, Doamne, Dumnezeule mare, asta e tare de tot. Da. Deci rămâne, deci, da, și eu m-am gândit asta, că cam... aia, tot încercam ieri, pe parcursul zilei, până împachetam sărmăluțe și mă pregăteam pentru musafiri. Adică și tu ai filmat o grămadă. Da, da, mă gândeam că, da, într-adevăr, scandalul de la Simeria va rămâne pentru 2023, da, de referință. Da, da, memorabil. Primarul de la Simeria e încă suspendat, că parcă pe 6 luni l-au suspendat. Din partid. Din partid, din funcția, da, de președinte al organizației PSD Simeria. No. Deci asta e, nu, no, mărunțișuri, ma, o mână se o spală pe cealaltă, nu-ți fă probleme, că din câte am înțeles tot el va ieși primar în Simeria, pentru că omul face la proiecte și pe bandă rulantă de, și-a întamat bugetul orașului pe vreo 10 ani. Ce să mai zicem, dragii mei? Știi că marea problema asta este că toți au făcut o grămadă de proiecte, dar nu au cu ce să le susțină, știi? Să susțină cofinanțare. Dacă nu poți să începi, n-ai cu ce să începi, pierzi proiectul. Mă rog. O să vedem. Va fi un an foarte interesant. Știi cum se spune? Noi ne urnim greu, dar și când ne urnim... După noi potopul. După noi potopul, da, dar oricum după România potopul anul ăsta, pentru că la 5 campanii electorale sunt foarte curioasă cu ce buget vor rămâne la iarnă. O să rămână această emisiune. Dacă, cum adică cu ce buget? La ce pe, te dacă te anul 2023, la final de an, ultimile 2 luni, da, în decembrie, n-am avut parte de spectacole, de, n-am avut... Cum nu? A fost cum așa... Cum nu? Numai cine... Da, numai nu, cine... A fost, nu, au anulat foarte multe spectacole. Uite-te tu la Cluj, uite-te la Timișoara, da, uite-te, Nicol, la... Da, au fost foarte puține spectacole. Au găsit s-au anulat sponsori. Mă, dacă vrei să faci ceva și dacă ți respecti comunitatea și vrei să faci ceva pentru comunitatea, păi faci. Unde sunt oamenii de afaceri care stau pe lângă primar, nu? Și care l-au adică atunci când are nevoie, sare cu bănuțul. Unde sunt? Mulțumesc. Unde sunt? Asta vreau să spun. O să vedem în 2024, la finalul anului, dacă 2023, ultimile 2 luni am fost pe economie de la guvern. Sunt tare curioasă la sfârșitul 2024, dacă după campania electorală, după ce să jucăm și o să cântăm și o să fie plin de paranghelii. Vă dați seama câte paranghelii o să fie, că așa se numea, așa se scria în ordonanță, da? Nu se alocă bani pentru paranghelie. Bun, câte paranghelii or fi în 2024, dacă la finalul în anului timpul ne campaniei lasă... Păi, acum asta și după ce spun... vin rezultatele la sfârșitul anului, nicio paranghelie, pentru că după ce se văd cu saci în căruță, sunt obosiți. O să sunt vedem. Obosiți. Uite, sunt și cu curioasă. Buzunarele goale. Tot amândouă, pentru o să că... încerc să încheiem sezonul amândouă după 2024, așa cum l-am și înainte început, de vacanță. Vreau să-l țin minte înainte de vacanță, în 2024, să ne aducem aminte ce am discutat la prima emisiune și dacă o să avem paranghelii la sfârșitul 2024 sau după 5 campanii electorale o să fie tot buget de austeritate. Vor fi lucruri interesante pentru pensionari, în primul rând, pentru că
încă nu se știe cum se va aplica această lege, apar tot felul de modificări. Ne scrie Edi Hinț, bună dimineața și la mulți ani, Edi, și mulțumim că ești alături de noi. Vor fi, până la campania electorală, vor fi câteva lucruri interesante acum pe începutul la 2024, dar începutul lunii ianuarie. Deci, tu îți dai seama că totul, deci nimic nu este întâmplător, nici o declarație pe care o vezi la televizor nu este întâmplătoare. Că iese Cutărescu și zice una, că iese Cutărescu și zice alta. Că impresia este că această coaliție PSD-PNL nu funcționează. Ba, funcționează, dar totul este planificat. Cine iese cu declarația, declarația cui trebuie dată mai departe, perpetuată și împrăștiată la nivel de teritoriu, când iese unul de la PSD, când iese unul de la PNL, când așa, când așa, știi? Mai există ai PNL? Impresia? Păi, mă rog, acum sigla este acolo, la ei, n-ai văzut. Nu, nu. Zic că va rămâne în istorie desfințarea celui mai mare partid istoric. Nu, păi s-ar putea să fie surprize, că doar au pornit de pe la 8% acum și de ani, știi? Și încetuc, încetuc au crescut și încetuc, încetuc au scăzut, știi? Și uite așa. Deci, totul este, deja strategia este pusă în aplicare și pe baza acestei strategii o să vedem o mulțime de controverse, știi? Dar până la urmă, cei care au creat strategia își vor urca saci în căruță, fără niciun fel de probleme. Vor fi și niște surprize, cu siguranță, dar ca întotdeauna, știi cum se spune, te faci frate și cu dracu până treci puntea și după ce ai trecut puntea, te faci că s-a rupt roata de la căruță. Dacă nu ești cumva a cincea roată. Ca tot românul, am fost foarte curioasă în vacanța aceasta care a fost foarte lungă, în care am avut timp să citesc, am citit și ce a trebuit și ce n-a trebuit. Așa se întâmplă și eu, și eu și văd foarte multe lucruri care nu trebuie să le văd. O să le povestim, vă promit, de-a lungul acestui an, cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă suntem sănătoși, o să le povestim, pentru că o să ne vedem de luni până vineri, dragii mei, cel puțin cu mine, aici la Dale Dimineții, în fiecare dimineață în direct. Bună dimineața, Rosi, și îți mulțumim că ești alături de noi. Ridică mâna plictisit, ar fi vrut o emisiune puțin mai agitată, o să ne agităm, Rosi, stai că e numai începutul lui 2024. Îi salut pe tinerii noștri care probabil se trezesc acum, astăzi vin mai târziu, dar probabil acum se trezesc să pregătească de începutul unui 2024 pe care o să-i surprindă pe Andra, pe Bianca și pe Alin. O salutăm pe Corina și mulțumim pentru tot și urăm la mulți ani și dorim multă putere de muncă. Va fi un an foarte așa, altfel și da, cu multă muncă. Da, pe asta o stimulează. Da, pe Corina o stimulează și Corina ne stimulează pe noi, să sperăm. Da. O salutăm pe Petronella, care încă probabil doarme, se va trezi în curând și ea se pregătește să vină la redacție și să pregătească pentru dumneavoastră, dragii mei, alături de Nicol, jurnalul de știri, care e de la 17:40, așa cum deja știți și v-ați obișnuit. Nicol și Petronella sunt cele care aduc acasă la dumneavoastră pe televizoare, pe device-uri, pe telefoane, pe laptopuri sau pe tot ce există așa, electric în jurul nostru. Azi mine se emite și pe cuptoarele cu microunde. Nu știu de ce încep să cred că tehnologia va suferi o schimbare în 2024, pentru că nu știu ce ar mai putea apărea nou, dar vom vedea, dragii mei. Nici nu știm ce surprize. Da, ne va rezerva anul. Cei care se ocupă, evoluează
știința. Care, da, da, corect, corect. Cei care se ocupă cu aranjatul, a cititul în stele, să spunem așa, pentru că mă distrează ideea, spun că 2024 e un an karmic, că stă sub puterea cifrei 8 și că vom avea parte de începuturi. La fiecare început, știți, înainte de un început există un sfârșit. Eu am mai tot spus-o la finalul 2023, fiindcă am mai tras cu urechea și am încercat să-i descos pe cei care se ocupă cu așa ceva și pe care eu îi întâlnesc și în care am încredere și care mi-au dovedit de-a lungul anilor că cititul ăsta în stele e într-adevăr o știință, nu e un noroc. E un an karmic. Înainte de a începe, iese nota de plată. Și ce am făcut în ultimii ani, ne iasă, dragii mei, nota de plată. Știi, ce dăruiești, de-aia primești. Și acum, înainte de început, eu mi-imaginez o casă din aia de marcat foarte veche, știi cum era în videoclipurile acelea vechi, și o notă de plată care face tac 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 tac. Știi, acum iasă nota de plată. Nu vorbim doar de politicieni, vorbim de fiecare dintre noi care mereu ne-a folosit de liberul arbitru, știi, asta cu... Mie mi se pare că liberul arbitru e o scuză să fim răi, să fim duri, să fim altfel. O salutăm pe Grațiela. Achim, bună dimineața, Grații, te așteptăm aici la noi, așa cum ai fost și anul trecut, înainte de final, să mai povestim ce mai se întâmplă prin lume. Nu știu dacă există liberul arbitru. Exact cum nu știu există, dacă Nicol, există și libertate. Știi că vedem, eu trăim așa într-o... Te încăpăținezi să fii rău, să încăpăținezi să faci rău. Acolo e liberul arbitru. Nu ai cum altfel. Când poți să faci lucrurile într-un fel și vrei, nu vrei, calea ți se arată și ai oameni lângă tine. Când trei îți spun că ești trinc-trinc, te duci, te culci. Adică, bă, îți spun trei oameni, bă, nu vezi că nu ești pe drumul cel bun și tu te agiți și te da, vrei să nu e rămâi... liberul arbitru, asta ăla este prostie, tu. A, pe liberul arbitru, păi lasă-mă, pace. Uite, eu vreau să tragem o carte, dragii mei, apropo de liberul arbitru, să vedem puterea gândului în 2024, e prima pe anul ăsta, noi ne începem ziua la redacție cu aceste cărți de Louise Hay. O putere a gândului, vreau să vedem, uite, prima carte pe 2024. Ce și zice, am locuința perfectă, așa e. Îmi citești tu că ai ochelari, dacă că vrei. Nu i-am. Mă văd locuind într-un loc minunat, îmi împlinește toate dorințele, este o locație frumoasă la un preț pe care mi-l primit. Permit. Într-adevăr, locuința mea e perfectă, o iubesc, are așa o aură de căldură sufletească de fiecare dată. Da, contează foarte mult energia casei. Dacă rezonezi cu energia casei, atunci chiar te simți bine acolo, chiar ce drag, abia aștept să ajungi acasă, totdeauna oricât ai fi de obosit, oricât ai fi de supărat. Casa mea e primitoare. Când ajungi acasă, da, da. Exact același sentiment îl am și eu. Bine, cartea poate fi interpretată, că poate fi vorba și de puterea casa suflului. Puterea gândului. Suntem doar rezultatul un gând gândurilor schimbat. Noastre. Nu este doar un gând. Este mult mai mult. Îmi accept unicitatea. Oh, la da. Nu există competiție și nici comparație, pentru că suntem diferiți și meniți să fim așa. Sunt specială și minunată. Mă iubesc pe mine însămi. Oh. Deci, gândul meu, ai văzut? Dimineața asta, Corina, astăzi ne spune mă iubesc. Bună dimineața, da, o și salutăm. Bună dimineața, draga noastră. Uite, am tras primele cărți pe 2024. Fără tine. Te așteptăm să vii, să ne dai noile direcții de mers. Te iubim. Și ajungem la carduri de înțelepciune. Au, Nicol, o să fim acum mult mai înțelepte gândurile ca gândurile de înțelepciune. Să vedem. Da,
Da. Să vedem ce ne spune Univers în 2024, ce gând de înțelepciune îmi transmite Universul în 2024. Un sfat. Atunci, noi am tras acum pentru tot anul? Da, da, păi prima carte pe 2024. Mă bucur de reușitele altor oameni pentru că știu că este din belșug pentru toți. Doamne ajută și așa e, afacerea mea este prosperă. Să fie afacerea mea prosperă, să fie pentru toată lumea, să fie cu bănuți. Dacă ție e bine. Dacă mie mi-e bine, bine la toată lumea. Exact. Sper că oamenii văd așa lucrurile, că na, no, e... Mulți dintre noi sunt cu capra vecinului. Știi? Acum, sincer, îți spun, mie nu mi-e prea frică să stau drept la nota de plată. Știi? Uh-huh. Chiar povesteam... pe finalul 2023 cu o prietenă și ieri am primit extrem de multe telefoane. Doamne, vă mulțumesc, o să fac o postare, că probabil nu toți sunteți astăzi alături de mine la prima emisiune și o să fac o postare. Da, prima dată să vedem ce îi spune Universul lui Nicol. Sunt într-o călătorie nesfârșită prin veșnicie. Wow! Ziua de astăzi este un moment foarte captivant din viața mea. Mă aflu într-o minunată aventură și nu voi mai trece vreodată prin această experiență anume. Foarte interesant că ni s-au cam schimbat cărțile, da. Dacă stăm să ne gândim la ce... Da. Pentru că noi tragem câte o carte, așa cum am povestit, pentru cei care n-ați fost alături de noi. Asta e Corina, nouă. E ideea Corinei, așa ne începem ziua de lucru. Toți. După ce... Da, toți membrii echipei tragem câte o carte, mai puțin Rosii care se mai pofilează, dar mai vine și el la... Când are chef. Când are chef la discuțiile noastre. E foarte interesant că s-au schimbat cărțile, s-a schimbat anul, ni s-au schimbat și cărțile. Deci spuneai că n-ai ieșit în noaptea de Revelion și nu, n-ai n-am ieșit nici, eu n-am ieșit că de sus din Zăvoi. Nici de Colindă, nici de Revelion nu am fost. Am fost foarte pașnică, să spunem, anul acesta. Am fost. Dar gândește-te. Stai că Rosi, ne zici ceva. La ce să ieși? La ce să ieși, da. Adevărat. Da, mă, dar gândește-te că au fost sume record cheltuite de români și de Crăciun și de Revelion în stațiunile montane, pe litoral, pe... Deci, da, mi-ai zis, pe puțin... ne-am băut cafeaua înainte de emisiune, da, și mi-ai, da, spus că ai urmărit, da, subiectul. Deci, fără să vreau, pentru că nici la știri nu m-am prea uitat, tocmai ca să nu-mi stric concediu, știi? Să mă resetez de tot, ți-am zis, ca să-ți încarci bateriile, cam asta trebuie să faci. M-am uitat, în schimb, la multe filme bune și s-au cheltuit extraordinar de mulți bani, știi? Lumea se plânge, vai ce săraci suntem, vai ce, că nu putem să mergem acolo, că nu putem să facem aia, că nu putem să facem aia altă. Și apropo de liberul arbitru, nu suntem nu există așa ceva, nu există să fii sărac, nu există. Atâta timp cât... ajunge o femeie, o face cursuri de calificare în diferite meserii, da? Te duci și lucrezi în construcții, e sărac, n-ai nici din aia, nici din aia, te duci și lucrezi în construcții, ai salariu 3.000 de lei cash în mână, 3.000 de lei e ok, binișor, nu 3.000 de euro cum au alții pe lună, dar 3.000 de lei tot e ceva. Te duci și lucrezi șofer pe tir, da? Iară, 1.000 de euro. Acolo. E vorba de 1.000 de euro. Te duci oriunde, poți să faci orice, te duci femeie de serviciu, tot iei niște bănuți. Acum au crescut salariile de bine de rău, tot iei niște bănuți. Deci nu stai nici în ajutorul social, nu stai nici în indemnizația unică sau ce știu eu ce au mai inventat acum pe la Ministerul Muncii, că nu se mai dau două, trei ajutoare, se dă unul singur cumulat. Nu stai nici la ajutorul social de la primărie, prin care trebuie să faci nu știu câte ore de muncă în folosul comunității ca să primești bănuții ăia. Dar ne-am învățat să ne plângem. Ce sărași suntem? Nu, deci nu există sărăcie. Dacă vrei,
cu adevărat, să îți păstrezi coloana vertebrală dreaptă, să ai un pic de respect de sine, este imposibil să nu găsești ceva să lucrezi. Este imposibil. Draga mea, eu am mai spus-o, nu dau nume, o colegă din presă m-a acuzat la un moment dat într-o discuție în vacanța de iarnă că cine mi-a băgat în cap să fim iobagi. Eu spuneam ce tu spui, am putea să avem și două joburi, că atunci când suntem plecați din țară putem și că acasă nu putem. O colegă din presă la telefon într-o discuție mi-a spus că cineva mi-a spălat creierii și că de fapt românii nu mai vor să fie iobagi. Oamenii s-au săturat de muncă și sunt foarte convinsă că sunt foarte mulți care au muncit o viață întreagă și am tot respectul pentru oamenii care au muncit mai în condiții foarte grele sau mai puțin grele, că până la urmă nu contează. Românii sunt cumva într-o stare de plângere de foarte mulți ani. În continuare, dacă asta este o moștenire, că tot timpul ne-am plâns. Noi tot timpul ne-am da, plâns. Am o senzație. Și când avem, ne plângem. Asta a fost un motiv pentru care nu am... Am încercat să nu ies de sărbătorile astea și am evitat anumite ieșiri, pentru că de câte ori ieși în stradă, toată lumea se plânge, toată lumea, toți avem probleme, sunt de acord, gazul și curentul, mai nu trăiesc în altă țară, toți avem probleme cu facturile, toți așteptăm factura. Și toți ne descurcăm. Da, nu știu, cred că ține de noi, de fiecare dintre noi. Bineînțeles. Părerea mea e că ține de fiecare dintre noi să, cum reușim să răzbatem. Dar ne-am obișnuit așa, să ne plângem. Asta e o stare, generală a națiunii. Și, uite, revenim la legea pensiilor. Acum nu se va ști ce se va întâmpla și ce pensii vor fi mărite, ce pensii vor fi scăzute, care vor fi pașii care trebuie să-i facem. Dar, dragii mei, stați aproape de noi, pentru că, uite, Nicol o să urmărească subiectul și mereu a fost, îmi place mie să spun, călare pe subiect și a căutat fiecare chichiță să afle care sunt pașii pe care trebuie să-i facem pentru a primi un bănuț în plus, să-i facă pentru a primi un bănuț în plus și toți cei care sunteți în situația de față. Sunt cazuri sociale, Nicol, sunt cazuri care au nevoie de ajutor de la stat și au nevoie de ajutor... Mamele singure cu mulți copii. Și nu numai aia. Uite, ne întoarcem la povestea care ține presa sus. Eu spun de mamele singure care își cresc copiii, pentru că știu cât de greu este, că și eu singură mi-am crescut copiii, mi-am crescut fetele. Numai că pe vremea împușcatului n-aveai niciun ajutor, din contră. Și vreau să spun că și pe vremea comunistă am avut și 3 servicii, ca să pot să-mi cresc copiii, să-i țin la școală și... De asta spun că un ajutor pentru mamele singure cu copiii este binevenit, este mană cerească. O să aduc în discuție pe finalul emisiunii acest subiect urât, care a atins imaginea Spitalului Județean din Deva. Acum cine mă cunoaște știe că eu n-am fost tocmai încântată și am făcut nu știu câte emisiuni în care am spus că sunt probleme acolo. Nu m-am ferit niciodată, au fost probleme acolo, nu m-am ferit niciodată de a spune lucrurilor pe nume. Ba din potrivă, domnul președinte al Consiliului Județean, Laurețiu Nistor, de-a lungul timpului chiar mi-a răspuns la anumite probleme pe care eu le-am sesizat, chiar dacă nu a venit răspunsul direct către mine, a avut grijă, domnia sa le-a auzit, vocea mea nu a mers în neant și domnia sa a luat cumva spitalul la lupă. Știm cu toții asta, că lucrurile la Spitalul Județean s-au schimbat și din punct de vedere investiții,
și din punct de vedere parcă carismă și empatie, lucrurile s-au mai îndreptat, că cu biciu, că fără bici, că cu vorba, că fără vorbă. Președintele cumva a fost mereu prezent în spitalul județean în anul 2023 și vrem nu vrem lucrurile s-au văzut și s-au văzut cu ochiul liber că s-au îmbunătățit. Acea poveste care a apărut în spațiu public la finalul anului 2023 și dacă astăzi urmăriți știrile de la Hunedoara 1 TV, probabil va fi o... colegele mele vor aduce în atenția dumneavoastră acest caz, pentru că nu-l poți trece cu vederea. Eu am o părere, e doar părerea mea proprie și personală. Nu e nici ca jurnalist, ca simplu cetățean, îmi spune Rosi că mai am 10 minute, ca simplu cetățean. Dacă odată am urmărit și prima filmare și reportajul făcut de colega noastră din Vale, dar un lucru mi se pare mie ciudat. Femeia aceea, bine că se contrazice singură, aia e vizibil cu ochiul liber, că e foarte bolnavă, asta se vede. Femeia e foarte bolnavă. Unde a fost societatea într-un an și 7 luni? Unu. Deci este... Un an și șapte luni. Și abia unde acum... a fost societatea într-un an și 7 luni? Dacă femeia aceea, într-adevăr, a trecut prin ce a trecut, unde au fost vecinii? Unde a fost direcția... de sănătate publică. Unde au fost asistenții sociali? Femeia în filmarea colegei noastre se vede că tremură. Adică odată că e o persoană vârstnică, e pensionară, cotizează probabil la pensionari. Unde au fost toți acești oameni într-un an și 7 luni, dragii mei? Ama, și nu de ce după un an și 7 luni a ieșit la suprafață subiectul? Și de ce după un an și 7 luni? Da. Unde au fost colegii mei jurnaliștii? Unde au fost partidele? Unde au fost... E foarte interesant cum a apărut acest subiect pe finalul la 2023 ca să fie ghimpe în coastă în 2024. Nu mă înțelegeți greșit. Nu acuz pe nimeni, nu țin apărarea nimănui, e doar părerea mea proprie și personală ca și cetățean. Eu dacă aș avea o vecină, eu nu cunosc vecinii, locuiesc deja de un an de zile de când m-am întors în Deva, dar am și eu persoane vârstnice pe scară pe care le-am cunoscut, îi salut dacă se uită la emisiune, și ne vedem în fața blocului, acolo în mica grădinuță de la mine, de la geam, dacă aș fi văzut că au probleme de genul ăsta, încercai să faci ceva. Femeia aceea locuiește undeva, într-un bloc, o stradă, nu știu unde locuiește. Dacă a pățit ce a pățit, imposibil să nu fi spus cuiva, ori da. Vecinilor, ori... Da, bun, ok, că imposibil să nu aibă o prietenă. Că le-a fost jenă, că dintr-un motiv sau altul... Bun, aparținătorii. Unde a fost societatea? Unde au fost cei care ar trebui să vadă de aceste persoane? Eu n-am urmărit subiectul, dar cu siguranță pe Facebook sunt tot felul de comentarii, nu? Că de asta spui unde a fost societatea, că a apărut abia acum. Fiecare medic are aleea lui în cimitir. Asta am învățat eu. Și ei sunt pasibili, nu mai povestim, că parte dintre voi știți coșmarul pe care l-a trăit cu tatăl meu la Cluj, într-o clinică mult mai dezvoltată în vara lui 2023. Dar se întâmplă. Toți greșim. Bun, ok, fiecare trebuie să-și ia pedeapsa. Nu-i țin apărarea, nu iau apărarea nimănui. Dar, întreb, unde am fost noi toți? Și eu mă pun în aceeași oală. Unde am fost noi toți într-un an și 7 luni? Femeia asta, și dacă mai sunt cazuri, că mă gândesc că nu e singulară,
Dar unde suntem noi, oamenii, dragii mei? Unde suntem Subiectul în toată povestea se va asta? Transforma într-o luptă politică. Asta vreau să spun. Din păcate, și exact cum spuneai, nu va fi unicul caz. Vor apărea acum pe bandă rulantă tot felul de povești, incriminatorii și de o parte și de alta, pentru că da, exact. Lupta pentru putere este cruntă. Exact. Mai avem 5 minute. În primul rând, și chiar mai avem 5 minute, că mi-a promis la finalul emisiunilor în 2023 că la fix mă scoate din emisie când se împlinește. Da, așa că să nu vă speriați dacă vedeți că dispare. Da, Ioana, dacă brusc dispar așa neant, n-am fugit nicăieri, pur și simplu s-a încheiat spațiul de emisie. Dragii mei, în primul rând, înainte să ne luăm la revedere, vreau să deschideți ochii, ochii sufletului, și să fiți atenți la toate informațiile acestea pe care le vedeți și le primiți în spațiu public, prin intermediul tot Facebook-ului, YouTube-ul, până și televiziunile. Dragii mei, deschideți ochii sufletului și înainte să luați o decizie, fiți atenți la ce se ascunde în spatele unei informații, pentru că va veni un an altfel, greu de digerat la stomac, unde vor apărea probabil tot felul de cazuri care au fost ținute la conservat pentru a fi folosite în 2024, pentru că va fi un an electoral. Un an al manipulărilor. Exact. Ăsta e cuvântul. Un an al manipulărilor. Dragii mei, fiți lucizi. Vă doresc să aveți puterea să discerneți informația, să treceți prin filtrul sufletului și a minții și a ochilor de aici, din suflet, nu a ăstor doi ochi cu care vedem orice. Dar puneți-vă și creierul la contribuție, pe lângă suflet. Păi, dacă sufletul dă alerta, eu am înțeles că creierul, știi, funcționează, dar dacă privești cu alți ochi, știi, dacă privești un lucru cu răutate, emani răutate. Un lucru, dacă îl vezi, a, ăsta nu-mi place, ăsta nu e bun, asta a făcut așa. Dragii mei, priviți lucrurile un pic altfel, dați-vă un fără pas patimă înapoi fără și priviți-le patimă. Fără patimă. Fără patimă. Orice ajunge în fața ochilor, ori ăștia, ori ăștia, și de acolo putem să discernem informația. O salutăm pe Bianca Țurcanu de la Casa Țurcanu și să nu uităm că Bunătăți din Hunedoara în piața agroalimentară din Deva rămâne alături de noi cu produse tradiționale hunedorene, chiar dacă au trecut sărbătorile. O să povestim despre fiecare produs în parte de acolo, care poate fi povestit. Uite, deja îmi lasă gura apă, cred că mi-e foame. Mamă, ce platouri am avut! Vreau să știu despre cremi, știi, de la Casa Țurcanu. Excelenți! Pentru că știu că sunt făcuți cu carne. Excelenți! Am mai povestit cu Bianca despre cârnațul de săcărâmb și vreau să vedem ce a însemnat aventura acestui cârnaț de săcărâmb. Am o vecină pensionară și ea, și cu multe probleme, în special digestive, și sunt singurii de la care nu are probleme. O să povestim cu Bianca. Pe repede înainte o salutăm pe Ioana Bogdan de la Ritual by Ioana sau Sufertaș și pe Raul Vasiloni, echipa de la Ritual by Ioana. O să luăm legătura cu ei, dragii mei, și o să venim săptămâna aceasta cu noutăți, ce se întâmplă, care e meniul, ce ne pregătesc. Și bineînțeles, rămâneți alături de noi și vom afla ce se va întâmpla la Reno Music, la clubul Reno din Deva, sâmbătă seara. Salutăm pe Roxana și pe Alin și le urăm la mulți ani și multă putere de muncă în noul an. Mâine dimineață, alături de mine, aici la Dale Dimineții, va veni Doru Dorobăț. Ne va explica în cuvinte, pe înțelesul nostru, sper,
ce înseamnă fitness urban. Deci mâine dimineață ne apucăm de sport. Glumesc. E tipul ăla cu mușchiulețul pe el. Da, da, și care s-a repatriat. Serios? Da. Rămâneți alături de noi să-l cunoașteți pe Doru Dorobăț mâine dimineață aici la Dale Dimineții. Aici, dragii mei, ne luăm la revedere. Nicole, îți mulțumesc. Cu drag, ca întotdeauna. Ne revedem curând la Dale Dimineții, vă promit eu, măcar o dată pe săptămână sper să o reușesc să o aduc. Și dragii mei, până mâine dimineață vă doresc o zi minunată, vă doresc un 2024 cu iubire și eu în continuare rămân așa cum mă cunoașteți. Până mâine dimineață, nu uitați, vă iubesc și dăruiți din iubirea voastră.